Oficialii grupării CS Universitatea Craiova au emis un comunicat în care au anunțat că joi, de la ora 14, la sala polivalentă, vor fi prezentate noutățile de la club și obiectivele pentru sezonul competițional 2016-2017. Se menționează pe site-ul csu.ro. Cel mai probabil este vorba de oficializarea numirii lui Marcel Popescu în funcția de președinte, lucru dezvăluit de Gazeta de Sud încă de săptămâna trecută. În privința postului de antrenor principal pentru prima echipă a CS Universitatea Craiova, Marcel Popescu a purtat discuții în această perioadă cu mai mulți tehnicieni români și străini, cu cărți de vizită ok, iar alesul pare să fie Gigi Mulțescu, acesta având atul experienței vaste. Mulțescu și-a dat acordul de principiu, dar afacerea nu a fost încă parafată. În ceea ce privește echipa a doua, aici cel mai probabil va fi numit antrenor Cornel Papură. Juniorii de la CS Universitatea Craiova au devenit astăzi vicecampion național după ce au pierdut clar la Buftea scor 0-4 finala campionatului disputat împotriva ardelenilor de la Luceafărul Cluj. Antrenorul Bogdan Vrăjitoarea spune că în ciuda faptului că au pierdut finala, performanța micuților alb-albaștri este una notabilă. Este extraordinar că am ajuns în finala pe țară. Avem regretul că nu am câștigat-o, dar oricum diferența de scor nu o reflectă pe cea din teren. Băieții mei merită felicitări pentru modul în care s-au pregătit în tot acest timp, pentru efortul depus. Trebuie avut grijă de ei, sunt copii talentați. Ne pare rău că nu am luat titlul național, dar o vom lua de la capă și sunt sigur că la anul ne vom bate iarăși sus, a declarat antrenorul Bogdan Vrăjitoarea. La grupa de junior E evoluează copiii născuți în anul 2005.